Uite, îmi place foarte mult stația. Știi că eu sunt... Știu că îți place stația, da. Și să-ți explic de ce trebuie să vă uitați la stație, dragii mei. Foarte important pentru voi. În primul rând, stația e cea mai bună. Clar. Asta se știe. Și, de pildă, se întâmplă următoarea situație. Mă urmărești, nu? Vine șeful stației, un super jurnalist. Păi așa, doamne, uitați-vă la noi. La noi. Suntem cei mai buni. Citim tot. De la noi aveți toate informațiile. Mm-hmm. Uite, campania din Statele Unite pentru funcția de președinte, corect? Foarte multe sondaje, domnule. Foarte multe sondaje. Trump e înaintea lui Biden în toate sondajele. Îl bate pe Biden. Aici la noi aflați totul. În toate sondajele. Uite, să vă arăt. Ați reținut, în toate sondajele. Da. Deci, uite, primul sondaj, aia. Deci, Trump 42, Biden 40, da? Mm-hmm. Deci toate sondajele. Și acum, zice așa, Trump 45, Biden 40... No, asta e un caz izolat. Nu. Bun, mai departe. Așa. Biden 46, Trump 44. Băi, majoritatea, adică nu... Majoritatea sunt cu Trump, înțelegeți? Da. Deci, mai departe, Biden 49, oprește-te, am înțeles Trump aluzie. 40. Bă, dați-mă, dați pagina asta, mă. Șeful, așa scrie. Dă-mă altă... Greșit, mă, greșit. Am dat altă... A, așa, da? Deci, asta e pagina bună. Deci, Biden 49, Trump 40... Suntem cei mai buni. Așa zice care-i... Ce? Ce voiai să spui? Asta. Ah, ok. Păi nu, stai. Ah. Dați-mi... E și probe? Dați-mi 208 ce, vă rog, întâi. O care... să ajungă Iohannis la NATO, o să vezi tu. Da, da. Uh-huh. Hai întâi asta cu stația, 208 ce, vă rog. Să ai parte de cea mai largă acoperire media văzută vreodată în România, de la cea mai puternică redacție de știri din toate timpurile, să fii primul care află informația corectă și verificată, asta e treaba noastră. Uh-huh. Păi nu, stai, nu te grăbi. Scuze. 218 ce, Marius? Și închidem. Închidem în glorie. Ia. Alegerile din Statele Unite, suntem cei care ne uităm cu multă atenție, aici veți avea cele mai interesante și importante informații despre asta. Acest sondaj este publicat de The Hill, dar vreau să ne uităm pe toate sondajele din ultima vreme. Pentru că toate sondajele din ultima vreme ne arată un anumit trend. Donald Trump câștigă în toate, atenție. Numai că diferențele s-au mai schimbat, erau diferențe mai mari. Sondaj 4-6 mai. Morning Consult. Trump câștigă la 1%. 44 la 43. În 22-4 mai este un alt sondaj tip Insights. Biden 42, Trump 40. Acesta cred că este singurul în care câștigă Biden. Mai este unul în 2-3 mai. Acesta în care Joe Biden are 47 la 46. Însă în celelalte sondaje de opinie, Trump câștigă. La 1%, iată acesta, 43 la 42. 43 la 39 în acest sondaj de opinie din 2 mai. Mai departe. Și va fi interesant să ne uităm pe state, rog pe colegii mei. Deci 30 aprilie, Biden 40, Trump 39. În sfârșit, majoritatea, în marea majoritate, însă veți vedea că lucrurile sunt extrem de strânse. În 14 aprilie, 1 mai, sondaj de opinie, Donald Trump 53, da, Biden 47. 44 la 43. Alegerile din Statele Unite vor fi probabil cele mai strânse din istorie, după cum arată aceste sondaje de opinie. Poftim. Ce? Nu știu. Hmm? Spune-mi tu. 44 la 43. Ce ai făcut? Toate, toate, toate. 44 la 43. În toate câștigă ta. 40... Da? Poftim? 4 la 43. Cine l-a omorât pe Fițo totuși? El s-a omorât, nu? S-a din cauza lui. Da, adică el e vinovatul principal. El. Pentru că el a... Da? Mm-hmm. Români, uitați-vă la stație. Of, Doamne. Da? Băi, cum a trecut timpul, Marius, cu tine. Da, și cu tine trece atât de repede. Înseamnă că e bine.
Crezi că mai mergem acasă azi? Crezi că vine o Volgă sau un Mercedes? Precis o Volgă, pentru că Rusia vrea să destabilizeze. Eu ți-am zis, Doamne, să nu le dau idei, vorba lui Fițo săracu. Exact. Eu sunt claustrofob, să nu mă bagi în portbagaj. Pe bancheta din spate stau de vorbă, ok. Da, în portbagaj ești mai protejat. La ce? Știi ce ziceau băieții ăștia, specialiști? Zice, bă, l-au luat pe Fițo de jos și când l-au dus la mașină, bă, Marius, asta e în protocol, mă, puiule, nu e că am greșit sau ce-au făcut, da. Și că trebuie să deschizi ușa, spune ăștia la Secret Service, ușa de la mașină e blindată. Deci în momentul în care îl duci, folosești tot ce ai ca să-l protejezi. Și trebuia ușa să fie deschisă. Și nu era, era ușa era închisă. Abia l-au strecurat prin... Ce ai făcut, mă? Păi asta e incompetență, nu? Incompetență crasă sau... 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 Spunea domnul Turcan. Oamenii vor să meargă într-o parte și el vrea chiar să... era o să reușit, adică da? Totul să mi-l aduci pe Turcan în discuție. Eu ți l-am adus, Profesor la ce era? Nu știu, la jurnalist. E la ceva, profesorul tău care te învață jurnalism, pe da.